Salutare lume și bine ați venit de nou pe Track in România. Astăzi vă aduc un nou clip, un clip relaționat cu tacograful digital, da? Fac o mică paranteză pentru cei care o să ziceți, băi, nu se zice tacograf, se zice tahograf. Bun, eu zic tacograf pentru că așa sunt obișnuit aici, stau de o grămadă de timp în zona asta și frate, fără să-mi dau seama, îmi iesă. Tacograf, punct. Bun, totuși, și o să vă arăt cum să scoateți tichetul pe activitatea de ziua respectivă atunci când veți conduce camionul fără să insertați cardul în aparatul tacograf, da? Și sunt sigur că știți, majoritatea dintre voi, că e totalmente ilegal ca să circulați cu camionul fără să insertați cardul în aparatul tacograf, dar totuși sunt trei excepții care îți dă voie să conduci camionul fără să insertezi cardul în ranura tacograf. Unu ar fi dacă ai cardul tacograf rupt, stricat, îți dă voie eroare, ceva de genul, cum e în cazul meu de față. Acum eu, de fapt, circul fără să am cardul introdus în aparatul tacograf. Doi ar fi dacă pierdeți cardul tacograf sau trei dacă vi-l fură, nu? La apartatul 2 și 3 nu știu de care e povestea, dacă l-aveți furat sau pierdut, cred că trebuie să puneți o denunție undeva la poliție, să aveți un certificat special că ați pierdut acel card. Cred eu, nu știu dacă știți voi, lăsați frumos acolo în comentarii. Dar în cazul de față, atunci când cardul îți dă erori și e averiat, e stricat, automat trebuie să soliciți altul, nu? Și aici fac o mică paranteză, cel puțin pentru cei care locuiți în Spania, vă dau o informație care cred eu că e destul de importantă. În cazul de față, eu am ajuns acasă acum o săptămână jumate, pentru că nu dea erori aparatul tacograf, o să vă pun câteva imagini acolo, erori 41, 44, 51, o grămadă de erori, nu? Apoi când băgam cardul în aparatul tacograf, dădea să-l citească, mi-a scuipa afară, iar încercam încă o dată, am curățat chipul, aceeași poveste, apoi îl băgam de nou, deci nu aveam noroc ca să-l citească, nu? Câteodată, din 10 încercări, să zicem că una îl citea. În fine, totuși, a trebuit să cer un alt card, am ajuns acasă frumos și m-am prezentat la Ministerul de Transport, nu? Că acolo, de fapt, să cer cardurile de tacograf. Acum vreo 8 ani de zile am cerut o altă cartelă, acum câțiva ani am fost la fel, am cerut renovarea alte cartele, deci în 5 minute rezolvai treaba, nu? Și zic, păi dacă tot am problema asta, mă prezint automat acolo în Almeria, eu cum stau în zona de Almeria, mă prezint în Almeria frumos, îmi iau foaia frumos, o completez, plătesc taxa și automat am tramitele făcut, nu? Ca să-mi vină cardul acasă. Aici în Spania, prin lege, sunt 7 zile în care va veni cardul acasă, deci e un interval de 7 zile, mai clar. Nu e ceva ieșit din comun. Nu știu dacă în alte țări e aceeași lege, aceeași legislație. Totuși în Spania, atunci când ai cardul tacograf ca să ceri un duplicat, adică o copie, sunt 7 zile, nimic mai mult, nu? Acum am o altă informație zicând în lumea că, bă frate, că cardul nu vine în 7 zile, că nu știu ce se întâmplă, vine în 200 în 20 de zile, acum sincer să fiu, chiar nu știu. O să vă zic pe viitor. Bun, totuși, vă spun, m-am prezentat frumos la Ministerul de Transport și zic, păi, acum să-mi cer cardul ca tacograf. Acolo mi-a spus că nu, e imposibil în persoană pentru că nu se mai fac cerile în persoană. Zic, păi, stai așa un pic, ceva e ciudat la mijloc, nu? Mi-a spus că trebuie să-l fac pe internet și trebuie să intru la Junta de Andalusia ca să cer cardul de tacograf. Dar mi se pare, sincer, mi se pare o prostie, nu? Să te prezinți în persoană și să zică că nu. Oricum, oamenii la ghișeu nu făceau absolut nimica. Mi-au spus că trebuie să am clave digital ca să pot să-l cer pe internet sau să am DNI-ul, adică buletinul spaniol, ăla electronic, ăla nou. Mi-a spus, băi, clave digital nu am, buletinul niciodată n-am. Adică să ai, să zicem așa, CNP-ul tău de aici din Spania cu o parolă, cu un password, nu? Ca să poți să te accesezi pagina din zona Spaniei, nu? Pagina guvernului, să zicem așa, o chestie. Bun, în cazul de față eu nu am. Ca să cer, mă trebuia să mă aștept 3-4 săptămâni ca să-mi dea programare, să mă prezint la Securitatea Socială, să-mi dea userul ăla și parola. În fine, deci era ceva ieșit din comun, da? Apoi mi-a spus că ei nu pot să facă nimica și că nu pot să facă nimica, frate, asta e. Bun, mi-a trecut până în cap să sun la școală și ofer din zona mea, le-am explicat situația. Și ce să vezi, treaba s-a rezolvat în 3 minute, mi-au cerut și cardul și mi-au trimis și certificatul prin e-mail. Ca să-l imprim, nu? Că îți dă un certificat mare de la Ministerul de Transport, cu datele tale personale, cu numărul de serie, numărul de cerință, toate chestii, toate detaliile, nu? Deja am certificatul cu mine, după o să vi-l arăt. Bine, o să acoper tot ce e cu date personale, deci certificatul ăla. Și a trebuit să ies nou în cursă, dar de data asta am cardul cu mine. Țineți minte chestia asta, cardul ăla am cu mine, dar odată ce am cerut a doua cartelă, nu? Adică copia,
automat eu nu mai am voie să bag cardul de tacograf în aparat. Îl țin cu mine în caz dacă mă oprește poliția ca să-i dau datele mele, să vadă ce am condus în zilele anterioare, și acum scot tichete cu activitate pe ziua respectivă. Scot un tichet frumos dimineața, când încep ziua de muncă, pun intrare conducător, intrare șofer, pun țara, sau dacă sunt în Spania, provincia, zona autonomă și țara, da? Și apoi scot tichet cu activitatea pe ziua respectivă, nu? Ca și cum ai începe munca. Scoți frumos tichetul, îl completezi pe partea din spate, deci țineți minte că e foarte, foarte important să-l completați pe partea din spate, da? Deci e super importantă chestia asta. Că dacă nu, oprește poliția și amendă. Bun, și apoi continuăm, muncim ziua respectivă și seara când închidem ziua de muncă, intrăm frumos în tacograf, intrare șoferi, zi finalizare, pune ziua, țara, comunitatea autonomă ce aveți voi depus acolo frumos și apoi scoateți al doilea tichet cu activitatea pe ziua respectivă. Deci acum o să vă arăt frumos niște imagini ca să vedeți cum se completează, vă arăt cum fac pas cu pas ca să vă dați seama, să vedeți și voi, pentru că eu unul nu am găsit, frate, eu m-am uitat pe internet și găseam clipuri foarte scurte cu foarte puține informații și după aia aveam încă o dudă, deci nu știam cum să completez tichetul. Bine, după logica mea era una și după altă logică era alta. În fine, oricum o să vă arăt frumos acolo cum se completează. Pas cu pas, detaliu cu detaliu, da? Acum o să scoatem frumos tichetul dimineața când pornim la drum și o să vă arăt. Și acum hai că mai băgăm o paranteză și să vă mai explic o chestie care, uitați-vă bine, sunt două chestii de fapt, da? Prima ar fi cam cât ar costa ca să renovezi cardul tacograf aici în Spania. Bine, nu e renovare, e decât un duplicat, adică o copie, că ăla vechi s-a stricat, nu? S-a stricat microchipul și cerem altul. Va rămâne valabil fix cu aceleași date anterioare, ca și celălalt, în cazul meu de față, îmi rămâne valabil încă un an jumate. Peste un an jumate trebuie să fac renovarea, nu? Dacă e renovare, îți dă 5 ani. Dacă cere o copie, atunci când e stricat chipul, va fi fix termenul care ți-a mai rămas, ok? Foarte important. Apoi, am mai fost informat de către persoana de la ghișeu de acolo, la mijloc de transporte, taxa ca să ceri duplicatul costă 37 de euro cu 75 dacă nu mă înșel. Eu am înțeles ceva de genul 37 de euro, da? Bun, dacă vă duceți la școală șoferi și să-l ceară ei automat, vă dați seama că va costa un picuț mai mult. O să vă ceară ceva în plus pentru că trebuie să câștige și ei ceva, nu? Treaba bună e că au rezolvat-o deja, cere certificatul, mi-au cerut certificatul frumos, mi-au cerut și cardul, deci nu sunt probleme, eu n-am făcut absolut nimic. Cât o costa, o costa. Bine, nu cred că o să coste mai mult de 70 de euro, dar în fine, vom vedea. Bun, încă o chestie e destul de importantă. Atunci când scoateți tichetele, tichetele să le păstrați după voi 28 de zile în caz dacă face poliția ca control, da? Asta e foarte important, nu le aruncați. După 28 de zile, le dați șefului la birou unde trebuie să le dați și ei trebuie să le păstreze în jur de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, da? Încă o chestie care am fost informat de la școala de șoferi. Cardul meu personal de tacograf, ăla care e stricat, care e averiat, de moment l-am cu mine, nu? Și în momentul când va veni noul card tacograf, în momentul ăla se vor intercambia, se vor schimba între ele, nu? Eu se dau cardul vechi la școala de șoferi, iar ei o să-mi dea cardul nou. Cardul vechi se vede că îl vă trimite din nou la transporte. Înainte când se făceau cererea în persoană, acolo la Ministerul Transporte, fix în momentul ăla îi lăsai cardul și îți dea pe celălalt. Atunci când te duceai să iei cardul, nu? Acum s-au schimbat un pic treburile datorită pandemiei, toate prostiile astea care le-au acum. Neața lume, e 6:30 dimineața, cum te vedea, am deja aici 14 ore pentru acum, în câteva, de ore jumate o să încarc și ne pregătim de drum. În cazul de față, uitați-vă și voi, se vede clar, nu am cardul băgat în tacograf, pentru că l-am stricat, nu? Bun, primul pas ar fi în felul următor. Intrăm frumos în meniul de la tacograf sau tahograf, cum îi spuneți voi. Așa, intrăm frumos, apăsăm butonul OK. Aici avem imprimare etichet, coborăm în jos, intrare șofer 1, OK, tacograful mai spaniolă. Țara de a începe programul, país comienzo, OK. Țara de a începe e Germania, ora, data, apăsăm OK frumos, începem în Germania. Apoi, desăgeată, ieșim frumos afară și imprimăm tichetul. Imprimare de tichet, vehicul, activitate diarie, activitate pe ziua precedentă, OK. Activitatea pe 3.5.2023, OK. Și îmi zice dacă vreau să imprim ora UTC, ora internațională, OK.
și scoatem frumos tichetul. Da? În cazul de față, primul tichet care îl scoatem dimineața va fi un pic mai scurt. Hai să vedem și vouă. Volume, deja avem tichetul imprimat, cam așa arată. Dacă uităm frumos aici sus, aici avem data exactă 3-5-2023, 4-36, da? Asta e ora UTC, asta de aici. Dacă uităm, asta e ora UTC, ok? Ora internațională. Camionul fiind matriculat în Spania, va fi ora 6-36, atunci când am pus intrarea șofer și am început ziua de muncă, nu? Cu Germania. Dacă ne uităm aici jos, partea cea mai importantă e aici, dacă ne uităm. Aici avem frumos punctulețul și săgeata, ora 4.35, de când am pus noi intrarea șofer. Da? Am început munca. Aici sunt coordonatele unde ne aflam și kilometrii cu care am început. 588.554, da? Deci, rubrica asta e a noastră, că am început munca. Bine? Aici mai jos avem câteva erori înregistrate de tacograf. Și în partea de jos de aici va fi zona unde va completa poliția în caz dacă ne va face un control. Să pună ștampila, să completeze datele lor personale. Bun, în partea din spate, acum nu o să vă arăt, tichetul l-am completat. Pentru că atunci când scoate tichetul tacograf, automat ne punem frumos și completăm tichetul, da? Dacă îl completăm și pornim la drum, vă dați seama la oprește poliția, deja păcat de o amendă frumoasă. Bun, acum o să vă arăt niște imagini cu partea din spate a tichetului, o să vă explic și apoi să vă arăt cum se completează. Și aici avem tichetul pe partea din spate, da? L-am lipit așa că dacă nu stă drept ca să vă explic. Bine, hai, treaba cea mai importantă ar fi aici. Cred că e de logică, nu? Aici punem numele nostru complet, unde se vede capul ăsta și name, e clar, numele nostru complet, da? Aici card NO ar fi CNP-ul nostru, codul nostru numeric sau codul fiscal sau DNI, dacă sunteți în Spania. Partea din jos, unde se vede camionașul ăsta micuț, aici punem matricula camionului, da? Date semnature, e logic că vom pune aici data completă și semnătura noastră. Bun, în partea din sus, când începem activitatea laborală, ziua de muncă mai clar, vom pune orașul frumos, orașul și țara, da? Și în partea din sus, aici avem orașul unde terminăm activitatea. Bine, orașul și țara. În cazul de față, dacă uitați aici în dreapta, avem kilometri, sus, jos și aici cu două liniuțe, kilometri, nu? Aici vor fi kilometri de unde începem ziua de muncă, deci orașul, țara și ziua de muncă, da? Kilometri. Iar aici orașul, țara, unde terminăm ziua de muncă și kilometri. Și apoi marcăm aici jos frumos kilometri pe care i-am parcurs. Foarte simplu, nu? Iar în partea asta altă aici unde vedeți desenul ăsta. Bine, sunt filme care vă cere să desenați orele de condus cu o linie, după aia orele de pauză. Dar în cazul de față, mie unul mi-a spus aici în Spania că nu e nevoie. Acum nu știu cum e în altă parte, dar totuși eu o să desenez și o să vă arăt și vouă tichetele deja completate, nu? Tichetul numărul 1, pe care am spus că scoatem dimineața, înainte să pornim la drum. Și tichetul numărul 2, care îl scoatem atunci când terminăm munca. Nu, când închidem ziua de muncă. Și cam asta ar fi tichetul, nu? E un tichet destul de scurt. Și acum ne pregătim frumos de drum. Deci foarte simplu, multe chestii nu sunt de făcut atunci când veți circula fără cardul tacograf. Bun, eu zic tacograf pentru că în Spania îi spune tacograf, așa sunt obișnuit. În română îi se spune, dacă nu mă înșel, tacograf. Acum, fraților, asta e, îmi pare rău, asta e situația. Lume, hai să vedem dacă avem loc să ne parcăm frumos și elegant. Suntem în Franța, e ora 19:14, închidem ziua de muncă, ok, dăm săgeata în jos, intrare șofer 1, țara de finalizare, Franța, memorizare. Iar acum ieșim frumos afară de menu, mai intrăm o dată, imprimare vehicul,
Apoi intrăm în activitatea zilnică, 24 de ore, 3-a 5-a 2023, ok, ora UTC și scoatem frumos ticket-ul. Asta e tichetul nostru. Îl rupem frumos și hai să vedem. Iar aici avem tichetele scoase. Tichetul din stânga e tichetul de azi dimineață. Dacă vă uitați bine aici, 3-a 5-a 2023, ora 4.36 UTC, adică 6.36. Tot cum am spus înainte, aici avem frumos fix când am băgat programul, la ora 4.35, adică 6.35 în Germania, coordonatele, da? Pentru cei care nu știți, kilometrii cu care am început, da? Și asta e rubrica noastră, nu? Aici sunt niște erori înregistrate. În partea de sus aici avem datele tacografului, mecanic, cine a montat tacograful și așa mai departe. Iar aici jos nu completați nimic, da? Asta e zona unde se completeze poliția în caz dacă vă oprește să facă control. Și asta e etichetul actual, da? Data actuală, 3-a 5-a 2023, ora UTC 17:15, adică ora 19:15, ora camionului. Camionul fiind matriculat în Spania, respectăm ora de pe camion, da? Aici avem datele de tacograf, activitățile făcute. Aici frumos avem fix când am început noi munca, la ora 4.35, fix ca și aici, în partea asta, aici. Uitați-vă, aici e fix în partea asta de aici. Coordonate, kilometrii cu care am început, coprăm frumos jos. Dacă ne uităm aici, am intrat în Franța la ora 16, ora UTC. Am pus intrare Franța, trecut frontiera, apoi am coborât și am închis cursa la ora 17:15, nu? Ora UTC, Franța. Dacă uităm bine aici, am scos tichetul la ora 17:15, ora UTC. Bun. Bun, și dacă ne uităm în partea de jos, aici putem vedea că am condus astăzi 9 ore și 42 de minute, pe o distanță de 727 km, da? Azi am tras maximum pentru că trebuie să ajung în Spania să descarc. Bun, cum am spus aici, în partea de jos, la fel, anumite erori înregistrate și partea asta aici nu completați absolut nimic. Bun, hai să întoarcem frumos tichetele și să vă arăt exemplu cum trebuie să completați. Bine, noi și deja avem tichetele ca și exemplu. Uitați-vă bine aici, tichetul de sus va fi tichetul numărul 1, care l-a scoat în dimineața frumos. Avem sus completat la name, trackem, la card am pus codul numeric personal sau NIE, dacă sunteți în Spania, dacă sunteți în Italia, codul fiscal, deci numărul identificativ personal al vostru. Apoi, aici unde avem camionul, punem matricula camionului, la dată, în semnătură, punem data, semnăm, la from, de unde pornim, punem că am pornit în Nuremberg, D-ul de la Deutschland, l-am pus aici în paranteze, nu, ca să se știe, apoi, kilometrii cu care am pornit. Deci, doar atât trebuie să completăm la primul tichet. Și la partea de jos avem numele, codul meu personal, matricula camionului. Avem aici de unde am pornit, Nuremberg de Deutschland, da? Data, semnat, frumos, kilometrii cu care am pornit la drum, apoi locul unde am ajuns, în Franța, bine, și kilometrii cu care am antrenat. Bine, aici uite, să pun litera F, de la Franța, facem paranteză, să înțeleagă, așa. Și rubrica asta de aici de jos, sincer să fiu, nu știu să cred, pentru că am vorbit cu un polițist aici în zona unde sunt eu, mi-a spus că asta de aici nu trebuie completată pentru că automat va ieși pe partea din fața tichetului, nu? Toate activitățile făcute, ore de condus și pauzele. Acum, na, eu l-am completat pentru că altul mi-a spus că trebuie completat, altul spune că nu, de la firma mi-a spus că trebuie să fie completat și chestia asta. Sincer să fiu, chiar nu știu să cred, dar bine, oricum, cea mai importantă treabă e să completați partea asta de sus, nu? Datele voastre personale, camionul, data, semnătura, kilometri parcurși, fără card și tichetul numărul 1 care trebuie completat la fel, nu? De unde porniți și cu kilometrii care porniți. Bine, lume, odată ce avem tichetele deja completate, în momentul de față eu le-am completate, ce v-am arătat înainte e doar un exemplu, le luăm frumos și le păstrăm, da? Punem o grapă, frumos, le capsăm și le păstrăm frumos într-o folie, într-o mapă, ceva de genul, da? Vom pune frumos aici tichetele. Deja am câteva zile de când merg pe tichete. Unul mie nu-mi place, dar asta e, fraților, trebuie să mă și muncim.
în lume și cam ăsta este clipul de astăzi. Aici am și certificatul de la Ministerul de Transporte ca să confirm cancerul carotograf, ca să nu fie nicio chestie să zică garda, băi, că e vrăjeală. Bun, și dacă v-a plăcut clipul și v-a fost de folos, știți ce aveți de făcut, nu? Like, share și subscribe. Așa că până data viitoare vă salut și numai bine!